Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre acest tip de încărcător, Litocala LI500. Este un încărcător smart. Deosebirea între un încărcător smart și unul clasic este faptul că avem un ecran pe care ni se arată toți parametrii, toți parametrii însemnând tensiune, curent, de încărcare, timp de încărcare și așa mai departe. Când la cele clasice avem un simplu LED la care ne arată starea de încărcare și eventual finalizarea încărcării sau tipul de încărcare, sau ne arată practic numai când bateria este încărcată complet. Acest tip de încărcător este la un preț destul de bun la noi în țară. Este în jur de 200 de lei. Și prezintă niște funcții, la fel ca orice tip de încărcător smart, funcții importante, cum ar fi încărcarea la un anumit curent. Avem butonul de curent în dreapta, în care putem să selectăm 300 de mAh, 500 de mAh, 700, 1000 de mAh, până la 1000 de mAh, 1 amperoră, poate încărca o baterie. Avem în stânga butonul de mod. Avem modul de încărcare normală, avem modul de detectare a rezistenței interne. Rezistența internă este un parametru foarte important la o baterie. Cu cât este mai mică, cu atât bateria ține mai mult curent în ea, cum se spune, și bateria se încarcă mult mai eficient, mult mai bine. Și normal test, unde avem un test prin care se face o încărcare, ulterior o descărcare a bateriei, iar ulterior se afișează curentul bateriei. Și eficiența ei. La fel ca orice încărcător smart, se poate totodată încărca orice fel de baterie, fie ea cadmiu nichel, cum sunt bateriile acestea clasice, sau nichel metal hidrură, cum este aceasta, sau litiu ion. Avantajul principal constă în faptul că se poate încărca baterii litiu-ion, ceea ce un încărcător obișnuit nu are această funcție. Cam toate încărcătoarele, cam majoritatea încărcătoarelor nu au această funcție de încărcare a bateriilor litiu-ion, acestea fiind și de mai multe tipuri. Mai multe mărimi, cele 18650 sunt cele mai întâlnite, cum sunt acestea. Ce dezavantaje are acest încărcător? Ei bine, dezavantajele vin odată cu avantajele. Răcirea lui. Eu mi-am făcut un ventilator cu o mufă, cum se observă aici, în care o să se poate conecta un adaptor de rețea de 12 V, în care o să alimenteze acest ventilator și o să facă răcirea pe ansamblu, răcirea tuturor bateriilor. El nu este echipat cu ventilator de răcire, ceea ce prezintă un risc la bateriile litiu-ion, în special la cele de capacitate mare, cum este aceasta. Are 2927 de mAh testată, deci ar fi un pericol iminent de încălzire la încărcarea ei. Și ca orice încărcător cu mai multe sloturi, are încărcare separată pe fiecare slot și vizualizare
parametri la fiecare baterie în parte. Curentul în timp real se arată. Rezistența internă o arată în permanență și timpul în care se încarcă bateria. De exemplu, la slotul 4 aici, această baterie se încarcă de 18 minute. Are rezistența internă de 32 de miliuni și curentul în timp real, cât curent intră în ea. Pentru o vizualizare a încărcării complete a bateriei, se poate da inițial funcția de... Dăm aici o funcție să vedem. Dăm un reset. Poate da la modul normal test, ceea ce implică o încărcare, ulterior o descărcare a ei și ulterior o încărcare. Deci are practic o încărcare, o descărcare și o încărcare la loc. Și la final o să arate curentul final, ceea ce reprezintă curentul practic cât ține bateria curent în ea. Dacă este de 2,1 amperioră, cum este această baterie, de 2100 de mAh, ea ar trebui să aibă această capacitate, dacă este nouă, sau dacă nu este uzată, sau dacă este de calitate, bineînțeles. Multe baterii din comerț nu prezintă o calitate așa cum scrie pe ele. Aceste baterii sunt baterii de calitate. Și reprezintă la construcția unei baterii ansamblu sau la depanare, când se repară scule electrice, este foarte important să fie bateriile de calitate. Acestea fiind spuse, vă urez o zi bună în continuare. Spor la treabă!